Polițiștii locali din cadrul Serviciului Protecția Mediului au desfășurat o amplă acțiune de prevenire, informare și combatere a fenomenului de abandonare de deșeuri în zona Gara de Sud, Eternității, ca urmare a constatărilor din ultima perioadă referitoare la formarea de rampe clandestine de deșeuri. Astfel, după acțiuni specifice de verificare, inclusiv până de pe timp de zi și de noapte, polițiștii locali au depistat mai multe persoane care abandonează resturi în localitățile respective. În cursul zilei de marți, un imobil a fost depistat neavând contract încheiat cu operatorul de salubrizare proprietarul fiind sancționat cu 1000 de lei cu măsura suplimentară de a-și încheia contractul necesar. O persoană a fost sancționată cu 30.000 de lei pentru abandon de deșeuri, iar alta care a abandonat o cantitate mai mică de resturi a fost sancționată cu 500 de lei. Una dintre persoanele depistate la fața locului a devenit recalcitrantă la apariția polițiștilor locali, manifestându-se violent și având în vedere faptul că era incoerent în exprimare și se manifesta agresiv fizic și verbal, a fost imobilizată și transportată la Spitalul de Psihiatrie de pe Văcărescu. Totodată polițiștii locali au un lucru în curs de identificare în baza imaginilor în posesia cărora au intrat alte persoane care au abandonat deșeuri în cantități semnificative din autoturismele cu care s-au deplasat în zonă, fiind vorba inclusiv de autovehicule cu numere de Arad. Aceștia urmează să fie de asemenea sancționați cu câte 30.000 de lei. Poliția locală Timișoara atrage atenția că va acționa în continuare pentru eradicarea acestui fenomen și că va aplica sancțiuni drastice celor care încalcă legislația în vigoare.